Ce caută Man, convocat Florin? Cred că este pe lista lărgită. Nu cred că va fi convocat. Trebuie să rămână anturaj echipei naționale, Victor. Jucător adică tânăr. Să-l susții cumva. Este un jucător tânăr, bineînțeles, de care eu cred că fotbalul românesc are nevoie pe penuria asta, pe virgulă, pe această penurie pe care avem, mai ales jucători care fac diferența, jucători de viteză. El, uite că ușor, ușor s-aud lucruri bune despre în ultimele jocuri. A început să joace, dar n-a mai marcat de 6, 7, 8 meciuri. Da. Dar important e că joacă. Joacă titular, o face bine. Eu cred că trebuie susținut în continuare. Și el, și Mihailă. De 6 meciuri n-a mai marcat în serie B. Și el, și Mihailă, sigur. Da. Și bineînțeles problemele din față, care nu se mai termină. Dar uite că avem multe probleme. Dacă e să luăm toți jucătorii convocați, majoritatea sunt cu probleme. Rotariu, Moruțan, Mitriță, hai, a mai mișcat în ultima perioadă la PAOK, l-a mai ajutat pe Răzvan. De două etape, cred că e accidentat, n-a mai jucat nici el. Corect. Moruțan cu probleme, Dorin Rotariu, sigur, joacă unde corect. Joacă. Denis Man cu probleme, mă rog, Hanca e în formă, Marin joacă constant. Nu este un moment bun al echipei naționale, asta dacă le luăm așa cum spune, exact. Dreptate, da, că nu joacă jucătorii la echipele lor. Dejan Sorescu probabil că este Marius principala variantă pentru postul de fundaș dreapta în momentul de față la națională. Tu cum vezi din cei pe care îi vezi aici, desigur? E foarte greu de spus. Edi Ordănescu are o misiune foarte dificilă și faptul că el aduce numele astea noi cu Drăgușin și îl văzusem chiar și pe Tavi Popescu, nu este extranier, dar îl văzusem pe această listă extinsă, ne arată într-un fel că poate dorește să le dea încredere tinerilor și să aducă și să facă un schimb acolo de... Pentru că, într-adevăr, sunt probleme pentru echipa națională. Iar atacul, exact cum zicea și Florin, probleme serioase. Ali Bek, Drăguș și Pușcaș. Pușcaș și Ali Bek. Pușcaș a început să marcheze la Pisa. În ultimele 2-3 etape a marcat 2-3 goluri. Problema, sunt curios să vedem la fel problema portarului, cum va fi gestionat. E foarte interesant. Pentru că Florin Niță n-a mai jucat de foarte mult timp. Sigur că putem să spunem, domne, dar nici Tătărușanu nu a jucat și 2 ani a fost titular echipa națională, cel mai bun jucător. Sigur că se poate întâmpla din nou, dar acest lucru nu este... N-am jucat din noiembrie, Florin, din noiembrie. 21 da, noiembrie. Sunt curios să vedem cum va veni la echipa națională. Da, vom vedea, este dificil, dar te întreb altceva, Florin, Drăgușin ar trebui măcar în amicale cu Grecia și Israel să înceapă titular măcar un meci, pentru că din punctul meu de vedere, când joci constant în Serie A, nu mai există. Ce e peste Serie A, pe bună? În momentul de față eu cred că este destul de dificil, pentru că vorbim totuși de un cuplu de fundaș central care a jucat și în perioada trecută și eu cred că a făcut-o destul de bine. Mă refer la Chiricheș, Nedelcianu, da? Da. Mai este și Toșca care joacă și stânga sau poți joci cu trei pe fund. Nu cred. Adrian Rus, care să nu uităm, este un jucător la fel de bun și tot un jucător tânăr. Nu cred că este momentul ca el să fie aruncat. Cu siguranță este bine să fie în anturaj echipei naționale, să simte, deci, să miroase tricoul echipei naționale, să vadă atmosfera care este în jurul național și, bineînțeles, dacă va fi la fel de serios și va juca, va avea continuitate în jocuri, eu sunt convins că va juca, pentru că, cum spui și tu, joacă într-un campionat unde este, pentru fundaș central, este fantastic de greu. Da. Dar experiența și el, îl văd, sigur, este un jucător puternic, îl ajută fizic, un jucător puternic, un jucător care ține la tăvăleară, cum spunem noi în fotbal, va veni și timpul lui. Ar fi bine să fie în anturajul echipei naționale, pentru că echipa națională este altceva, Victor. Când vii la echipa națională, antrenorul te focusează din momentul în care a intrat pe ușă, pentru că el nu are timpul la dispoziție ca să stea cu tine. Nu mai spune de tactic, puțină pregătire fizică. Ai 5 zile la dispoziție să pregătești un meci. De asta aici se vede și experiența antrenorului și feeling-ul pe care îl are. Dar eu am încredere în Edi Ordănescu, că este un antrenor care a confirmat.